Moldova se confruntă nu doar cu problema transnistreană, dar și cu problema găgăuză. Termenul găgăuze ar trebui exclus, iar autonomia găgăuză poate exista doar atât timp cât locuitorii săi vorbesc limba găgăuză. Declarația aparține președintelui Comisiei Parlamentare Securitate Națională, deputatul PAS Lilian Carp, exprimată la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Deputatul Partidului de Guvernământ Lilian Carp susține că UTA Găgăuzia reprezintă o problemă pentru Republica Moldova din motiv că unitatea teritorială și culturală s-a transformat într-o unitate politică autonomă. Marea problemă în general pe care noi o avem, deci și este problema, nu doar problema transnistreană, dar și problema găgăuză, care trebuie cumva rezolvată, pentru că situația care este acum, ea nu mai poate fi tolerată în condițiile în care în Găgăuzia, care a fost o acceptată ca unitate teritorială, nu sunt de-a voie să mint un șalară, pentru că din politică este mai de mult, da? A fost ca unitate teritorială, nu ca unitate politică, culturală. Deci pentru că, din păcate, toți au cedat treptat, câte puțin. Potrivit deputatului, Găgăuzia s-a transformat într-un fel de entitate rusă, unde oamenii comunică în limba rusă și uită de identitatea lor găgăuză. Potrivit lui Carp, autonomia găgăuză poate exista doar atâta timp cât locuitorii vorbesc limba găgăuză, iar discuțiile cu autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie doar în limba română. Nu trebuie să le spunem foarte clar, da? Băieți, voi puteți avea această autonomie atâta timp cât vorbiți în limba găgăuză. Noi putem să intervenim cu anumite proiecte sau programe pentru găgăuzia atât timp cât voi, dar vă păstrați identitatea voastră, deci culturală, da, și limba. Da? Iar în limba de comunicare este limba română, altă limbă, deci privește din punct de vedere administrativ, nu poate să existe. Mai mult, deputatul PAS este convins că însuși termenul găgăuzia ar trebui să fie exclus. Iar retorica alegerilor din Găgăuzia, unitatea teritorială Găgăuzia, de fapt termenul Găgăuzia el trebuie exclus. Unitatea teritorială UTA Găgăuzia, deci a demonstrat că toată campania și absolut toți candidații, deci au avut o singură problemă. Marea lor problemă a fost că noi vorbim limba română. Bine, ei nu i-au interesat problemele cu care se confruntă, da, unitatea teritorială administrativă. Pe ei cel mai mult a durut, care nu știu un cuvânt în limba română, cel mai tare a durut în această campanie că noi vorbim limba română. Iar al doilea subiect a durut despre faptul că noi, care suntem majoritatea în Republica Moldova, ne dorim integrarea europeană. Denotat că Lilian Carp nu este primul reprezentant al PAS care își exprimă nemulțumirea față de autonomia găgăuză. Astfel, anterior, deputatul PAS Oazu Nantoi a declarat că trebuie modificată legea privind statutul juridic special al găgăuziei din cauza sentimentelor proruse din autonomie, iar fostul ministru al apărării Anatol Șalaru i-a îndemnat pe moldoveni să fie mai dur pe pământul lor, adăugând că nu își dorește ca viitorul copiilor săi să depindă de deciziile unor excruci politici din Găgăuzia.